Și domnilor, este ora 10, eu sunt Dan Gabor, bună dimineața, bun găsit la știri. Este alertă roșie în toată Europa după ce temperaturile caniculare extreme au făcut ravagii în mai multe zone, iar incendiile de vegetație au cuprins destinațiile preferate de vacanță ale turiștilor. Autoritățile au emis avertizări, iar mii de oameni au fost evacuați. În acest context, 80 de pompieri români vor lua parte la un program special de pregătire care se desfășoară în Franța. Programul de asistență este finanțat de Uniunea Europeană ca măsură de sprijin pentru comunitățile franceze. Mai multe detalii despre implicarea pompierilor români în acest demers ne oferă chiar acum domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Bună dimineața, domnule Arafat, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața! Ce înseamnă pentru pompierii români, văzuți deja drept niște eroi încă din anii trecuți de cetățenii altor state, deplasarea în Franța? Deci este al treilea an în care mergem în Franța. Prima dată am mers ca solicitare de urgență și am plecat cu mijloacele de intervenție chiar în două avioane NATO și un avion de la Ministerul Apărării. Asta acum 2 ani. Anul trecut am mers pe programul de prepoziționare și anul ăsta va fi la fel. Asta este un program făcut sub coordonarea Protecției Civile Europene și este un program care prevede prepoziționarea unor echipe de pompieri în zonele cu risc major, care să permită intervenția rapidă dacă apar probleme în zonele respective. Anul ăsta noi participăm în luna iulie în Franța și în luna august și primele două săptămâni din luna septembrie în Grecia. Deci este un program finanțat de Comisia Europeană. Cei 80 de pompieri se împart în două ture de câte 40 de pompieri. Erau plecați primii 40, urmând să plece următorii 40 la jumătatea lunii la înlocuire. Iar urmează după asta, la începutul lui august, să se întoarcă echipa din Franța, să plece o altă echipă în Grecia. Dacă apar urgențe mai mari, atunci clar că deplasarea va fi poate suplimentată, adică echipa va fi suplimentată cu alți oameni. La această misiune participă pompieri din mai multe județe, am văzut, precum exact. Sălaj sau Timiș. Cum a fost alcătuit contingentul, domnule Arafat? De aici IGS-ul îl alcătuiește. Sunt pompieri care au avut pregătire, au avut deja pregătire în acest sens și au mai fost în alte situații afară. Deci IGS-ul îi pregătește și alcătuiește ca echipă ca să nu aibă impact pe activitatea noastră din țară. Vă dați seama, 40 de pompieri, când sunt împărțiți la multe județe, impactul este mai mic. Însă din acest an vor avea și echipamente noi primite tot prin Comisia Europeană, achiziționate, echipamente de protecție noi, adaptate pentru intervenție la incendiile de pădure. Și asta va fi noutatea pentru ei în acest an. Așadar, pentru incendiile de vegetație, de pădure, de fapt, sunt alte echipamente adaptate pentru acest gen, spuneți. Și noi exact. Până acum nu beneficiam de astfel de... Aveam ceva mai, să zicem, mai de bază. Acum au primit un set de echipamente nou de la Comisia Europeană printr-un program de adaptare, cum se spune, al echipei. Care vor fi folosite în alte țări, dar și la noi aici. Exact. Ulterior. 100%. Da. Care este situația în țara noastră acum? Noi la acest moment nu avem incendii de pădure în desfășurare, nu avem situații. La noi în fiecare an știți foarte bine că avem nu zeci, sute de incendii de vegetație care majoritate sunt intenționate. Sunt incendii care sunt pornite de oamenii care vor să-și curețe terenurile și care noi sfătuim să nu mai facă acest lucru pentru că este foarte periculos. La acest moment nu putem să spunem că ne confruntăm cu situații grele de spălicie. Doar că și această vară s-a dovedit, domnule Arafat, ceva mai fierbinte decât altele și nu se știe niciodată. Dacă apare ceva în țară, vă garantez că suntem pregătiți să răspundem imediat. Trimiterea a 40 de pompieri în afara țării, chiar și a 100, nu va afecta capacitatea de intervenție în interiorul țării. Este bine cunoscut faptul că... Și vreau să subliniez că nu suntem singura țară participantă, adică programul ăsta se face în trei zone, Portugalia, Franța și Grecia, și noi suntem o parte dintr-un contingent care este format din mai multe țări, nu numai din România.
Doar că pompierii noștri sunt deja recunoscuți în Europa pentru eroismul, implicarea de care au dat dovadă în anii trecuți. Și de asemenea, știm că au luptat eroi cu flăcările în Grecia. Care ar fi planurile pentru această vară? Deci, vara asta, cum v-am zis, în Franța o lună, în Grecia o lună jumate. Asta este programul. Dacă nu apar urgențe reale și se face solicitare de urgență și atunci se poate suplimenta contingentul. Domnule Raed Arafat, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal și pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat.